aflu în fața armatei, al cărui comandant sunt. Până aici, nimic greșit. Băsescu este comandantul suprem al armatei române. Președintele atacă însă gafele frontal și confundă alianțele. De la NATO la coaliția multinațională din Irak, condusă de americani, este totuși cale lungă. Armata NATO nu a putut fi înfrântă nicăieri. Nici în Irak, nici în Afganistan. Armata NATO a câștigat și războiul din Afganistan și războiul din Irak. Militarii din Irak, așa cum cunoașteți, participă în cadrul unei coaliții multinaționale. Misiunea de acolo sigur nu este NATO. Evident nu este NATO. Cu ce se ocupă militarii români acolo? Pentru președinte, din nou mister. Sigur, nu va cere nimeni armatei române să construiască drumuri sau școli. Doar că sub unități speciale ale infanteriștilor români din Irak, chiar cu asta se ocupă în cadrul unor misiuni numite CIMIC. Și printre alte lucruri foarte bune care le-au făcut, sprijinirea unor proiecte, inclusiv școli, reparări de drumuri. Și calendarul i-a jucat astăzi feste președintelui, chiar când erau pe tapet chestiuni importante de strategie. Acest subiect l-am ridicat direct la NATO pe 31 aprilie.